Folcloric. Bun, Mădălina e alături de noi, se pare că s-a încrețit părul din nou. Cu părul făcut inele. Putem vorbi din nou despre problemele, mii de probleme, numai probleme, cum ar zice la Exarhu. Numai necazuri. Numai necazuri, oamenii cu părul creț au probleme. Hai să vedem cum le rezolvăm. Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Dacă avem părul creț, important este să știm înainte de toate să ne alegem tonsoarea potrivită, după aceea să știm să-l uscăm corect și să reușim să-l aranjăm într-un mod în care să nu fie atât de rebel. O am alături de mine pe Luciana, este cea care ne ajută astăzi să vedem cum ar trebui să aranjăm părul creț. Bună dimineața, Luciana! Bună dimineața. Avem și un model, avem o fată care are părul destul de lung, pentru că vreau să vorbim înainte de toate de tonsoare. Tu ai și tons-o un pic înainte. Aceasta ar fi lungimea potrivită pentru un păr creț? Depinde, nu consider că există o lungime neapărat potrivită, contează foarte mult personalitatea celor care îl poartă. Adică putem să optăm de la păr lung, cum are Diana aici de față, sau putem să mergem pe tonsor tip bob, orice lungime e adecvată, ca să zic așa. Dacă vrem să avem un volum mai mare, atunci alegem o tonsoară un pic mai scurtă? Da, dacă vrem să avem un volum mai mare, în primul rând trebuie să facem scări pentru a avea lungimi diferite pe suprafața părului și, într-adevăr, o lungime mai scurtă dă mai mult volum. Este vreo șansă să avem breton? Dacă avem părul creț? Da, sigur că da. Orice fel de breton, acum la fel, depinde de clienta respectivă, de persoana respectivă, dacă vrea să poarte breton sau nu. Și aici am făcut un breton, dar este un breton mai lung, care se încadreze puțin fața și poate să-l poarte și cu cărare pe mijloc, poate să-l dea și într-o parte, poate să-l dea și pe spate, adică este foarte, foarte versatil din punctul meu de vedere. Când vine vorba de uscare, ar trebui să-l uscăm în mod natural, să lăsăm să se usuce sau mai bine folosim flanul? Din punctul meu de vedere, dacă vrem să punem în valoare cel mai bine buclele, trebuie să folosim un difuzor, care este acea, se vede la masă acolo, este acea pară, care practic cuprinde tot, vă arăt imediat. Îl avem aici. Acesta este. Și practic cu ajutorul acestuia cuprindem tot părul și îl uscăm pur și simplu. Este foarte ușor de folosit. Îl uscăm cu capul în jos? Dacă vrem foarte mult volum, cu capul în jos. Dacă nu vrem să fie foarte creț, atunci îl uscăm în felul acesta. Depinde foarte mult, adică din punctul meu de vedere părul creț este minunat că poți să te joci cu el în toate felurile posibile. E super versatil. Cum ar trebui să-l aranjăm? Dacă îl uscăm cu fenul, rămânem cu el așa, aplicăm doar produse de styling sau din potrivă mai trebuie să facem și altceva? Nu știu, să încercăm cu ondulatorul, să-l facem mai ondulat decât este? Depinde foarte mult de tipul de ondulări pe care îl avem. În primul rând, e foarte important felul în care îl spălăm. Un păr creț întotdeauna este un păr mai deshidratat și atunci are nevoie de hidratare. Mai ales acum, în perioada asta, când este și foarte multă umiditate, trebuie să folosim produse hidratante, dar care să nu-l îngreuneze. Adică prefer un balsam decât o mască, pentru că masca e mai concentrată și tinde să-l încarce și atunci un balsam este suficient. Și după aceea începem să construim, adică folosim produse de hidratare, o cremă de hidratare, o cremă de fixare, volum la rădăcină, volum la final pentru rădăcină și la sfârșit un fixativ, care la fel e bine să fie antifriz ca să nu se electrizeze părul. Știi cum se întâmplă de obicei? Persoanele care au părul creț își doresc, își doresc părul de drept și se întâmplă uneori ca ele chiar să-și îndrepte părul. Sigur, poate că nu pe o vreme ca afară, când este umiditatea foarte mare și să încreți imediat. Exact. Da, într-adevăr, și plus că mi se pare că în primul în care trăim chiar putem să facem în orice fel vrem. Adică dacă l-avem drept, îl facem creț, dacă l-avem creț, îl facem drept. Deci eu zic să experimentăm. Iar dacă l-avem scurt, atunci putem să lăsăm doar cu difuzorul uscat și atât? Da, da. Nu, depinde foarte mult de firul de păr. Adică în funcție de firul de păr, atunci hotărâm ce produse are nevoie. Iar ca să nu fie foarte umflat, ce ar trebui să facem? Ca să nu fie foarte umflat, ar trebui să nu uscăm cu difuzorul. Ok. Bine, atunci, Luciana, îți mulțumim pentru spațiu. Cam acestea sunt informațiile de aici, băieți. Înapoi la voi. Da. N-am... n-ai. Ba, eu am. Când am fost mic, aveam părul creț. Și eu l-am creț. Dacă îl las mai mare, e vâlvoi. Ai părul creț? Da, bineînțeles. N-ai văzut că mi-l las mai lung? Imediat. Imediat e... cască. Cum? Casc, tip casc. Nu e casca de coafor îmi stă. Da, 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 ca la igen așa ești. Da, bineînțeles. De ce nu ți-l lași lung așa? Nu vreau să par afro. Eu, da, cum e băiatul de la trupa care a vrut, s-a zis, să le ia și pe el. trei surori care a zis lui frate. Rasputin, așa te... Boney M. Bravo. Tu ești ca ăla de Boney M. Boney. Că bănuiesc că M erau celelalte. Așa sunt, dacă îmi las părul, da. Serios? E o nebunie, da. Nu, practic nu-mi intră capul în cască la...